Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Acesta este un nou video de tip promoțiile săptămânii și sper să vă placă ce am găsit pentru voi. Ce vreau să vă spun este că dacă vă plac videourile mele, vă rog să-mi dați un like, să-mi lăsați un coment cu ceva plăcut mai mult și să vă abonați dacă vă plac filmulețele mele. Vă mulțumesc frumos! Am uitat să vă spun că sunt foarte încântată că în această săptămână avem o promoție reală la care puteți face rost de lucruri aproape gratis. Nu uita. Promoția despre care vreau să vă vorbesc astăzi este la EMAG în colaborare cu cei de la Gillette. Eu am găsit această promoție pe pagina de Facebook a celor de la Gillette și promoția este următoarea. Dacă cumpărați un aparat de ras Gillette Skin Guard cu două rezerve, puteți câștiga un car cadou de 40 de lei. Ce înseamnă? Acest produs costă 40,99 lei, iar dacă îl cumpărați, voi primiți un car cadou de 40 de lei. Deci dacă facem calculul, de fapt acest produs vă costă doar 1 leu. Ce vreau să vedeți este un pic, vreau să vedem un pic mai multe despre această promoție, da? Vezi detalii. Deci, cumpără orice aparat de ras Gillette Fusion și primești 40 de lei car cadou pentru rezerve Gillette. Deci, dacă ați fi citit această promoție doar așa în trecere, ați fi crezut că primeți un card cadou pentru orice cumpărătură Gillette. Nu, este doar pentru rezerve. Această promoție, după cum bine puteți vedea, este valabilă între 22 august și 13 octombrie, adică mai aveți timp. Cardurile cadou vor fi valabile doar în perioada 22 august-13 noiembrie. Nu puteți folosi alte carduri în momentul în care faceți această comandă. Și de ce credeți că există acest card? În primul rând, companiile de genul Gillette, care vând produse de bărbierit, ați crede că principalele lor profituri sunt din aparatele de ras. Nu, principalele lor profituri sunt din rezerve. Nu știu dacă ați văzut, dar o rezervă este mai scumpă câteodată decât aparatul. Și acesta este motivul pentru care cei de la Gillette oferă aparat de ras gratis. Pare gratis, dar de fapt ei vor să vă transforme într-un mod foarte frumos și foarte inteligent într-un client. Adică, n-am dat niciun ban pe aparat, am și 40 de lei să-mi cumpăr rezerve. Dar ce veți vedea este că aceste rezerve nu costă doar 40 de lei. Este interesant dacă cumpărați acest aparat de ras și acel card ar fi fost valabil la orice cumpărătură, nu doar pentru rezerve. Atunci ar fi fost un deal de adevăratelea, dar mai avem un pic timp până să ajungem acolo. Sper că vă place această ofertă și să continuăm cu frunzăritul de broșuri. La Lidl să începem cu ofertele de joi 3 octombrie. Ia să vedem. Ce avem? Piept de pui feliat. Este mai ieftin dacă îl cumperi nefeliat. Ăștia îmi fac cu ochiul. Cârnăciorii pentru bere. Aperitivele grece sunt interesante. Dar din tot ce am văzut eu până acum, mi-a plăcut oferta asta de la sfârșit. Gelurile de duș cu perle de ulei de la Sien la 3,99. Asta mi s-a părut o ofertă bună dacă vă interesează. Sâmbătă, tot la Lidl, sâmbătă, parcă cât era, 5 octombrie, da. Avem dar sâmbătă hefileul de herring, care mi se pare la un preț bun. Brânza butter cheese felii și capsulele de la Ariel. Astea mi se par promoțiile interesante de sâmbătă. Să răsfoim împreună broșura de la Carrefour, valabilă în perioada 3 octombrie, 9 octombrie. Ia să vedem ce avem. Produse din pește. Nu mă inspiră nimic. Astea îmi plac în schimb. Reduceri la semi-preparatele din carne Edenia 15%. Este un moment bun să încercați. Eu am încercat acest șnițel de curcan. Este bun doar pentru o schimbare, pentru că ne săturasem de șnițel de pui.
Ia să vedem aici la Activia, dar sunt doar la Activia Bio, care mai sunt mai scumpe. Iaurt Bino Danonino, să nu uitați că este o promoție la Danonino, dacă cumpărați două produse puteți înscrie bonul pe site-ul lor. Ia să vedem ce altceva mai avem la promoție, deocamdată nimic din ce aș cumpăra eu. Ia să vedem, Edenia, nimic, Pringles. Ah, un concurs. Lipton te premiază. Ah, trebuie să cumperi produse Lipton în valoare de 9 lei. Prea mult. Și trotinetă nu am în plan. Ce altceva mi-a mai plăcut de aici? Nimic. Dar urmează detergenții care mi-au plăcut. La Persil sunt reduceri, la Persil și la Ariel, la cele mari. E un pic, o mică reducere și la Pampers, dar nu suficientă. Asta mi s-a părut o reducere reală. La al doilea produs, 60% la toată gama de produse fa, deodorante. Ăsta merită să-l mergeți. Dacă cumpărați unul, să cumpărați și două. Sunt foarte interesante. Ia să vedem ce mai avem de aici. De aici nimic deocamdată. Da, ăsta mi-a mai plăcut. Mi-a plăcut prețul la capsulele Persil cu la 30% reducere, dar mai ales faptul că la Nivea cumperi două produse și pleci cu trei. Ceea ce este foarte interesant, că trebuie să fie produse identice la toată gama Nivea și Nivea Baby, cu excepția pachetelor promoționale și pachetelor cadou, perioada 3-9 octombrie. Asta mi se pare o promoție bună, mai ales că urmează o lună de cadouri în care sigur veți avea ceva de cadorisit. Cam atât de la Carrefour. Oșan. Oșan are o tombolă, chiar două tombole de fapt, dar să ne întoarcem la prima. Cadoul, 13 premii de câte 10.000, 13 ani de Oșan. Adică puteți să înscrideți bonul și puteți câștiga unul din cele 13 premii de 10.000 de lei. Dar noi să revenim la top deals-urile. Mango mi se pare că este la un preț bun, 2,49, dar trebuie să le și văd. Cașcavalul de la Hochland iarăși este la un preț bun. Ce mai avem altceva? Aveam ștrampi, de care eu nu am nevoie, dar poate îi trebuiesc cuiva. Mazărea de la Edenia mi s-a părut la un preț bun, dar tot nu bate. Deși, ba da, de data asta, nu, tot nu bate mazărea de la Oșan, pe care nu o mai găsim. Ce mai avem pe aici? 7 Days, paste. Astea la Ajax sunt interesante. Dacă le folosiți, eu personal nu le folosesc, deci nu știu. Mă gândeam să încerc raviolii aceștia de la Rana cu ciuperci. Oare cum or fi? Dacă i-a încercat cineva să-mi spună. Și pachetul acesta promoțional, Head & Shoulders, la 36,80. Ia să vedem ce spune. Este numai disponibil numai în anumite magazine. La Notino promoția săptămânii este că aveți livrare gratuită la toate produsele. De mult îmi doream. Am cred că un produs singuratic în coș, de care nu mă înduram să-l comand și să plătesc transportul, dar cred că în această săptămână i-a venit rândul. Deci la Notino aveți livrare gratuită, vă puteți lua lucrușoarele acelea mici pentru care nu ați vrut niciodată să plătiți transportul. Acum este momentul lor. Singurul catalog pe care l-am în formă tipărită este cel de la Avon. Și ce vroiam să vă arăt sunt niște produse, noile lor produse vegane, pe care eu le-am primit să le încerc. Am primit niște mostre, nu vă agitați, despre care aș vrea să vă povestesc. Și în același timp să frunzărim ce avem. Astea sunt. Sunt produsele vegane de la Distillery. Eu am încercat acest
ulei pentru detoxifierea tenului este foarte, foarte bun. O să revin într-o zi cu mai multe detalii despre aceste produse după ce le folosesc o perioadă mai îndelungată, dar prietena mea Adriana, care este distribuitor Avon, ea le-a încercat de o anumită perioadă, cred că de vreo 2 săptămâni le are și le încearcă și le-a cumpărat pentru că este distribuitor. Și o să vă las în descriere un link către filmulețul ei și părerile ei despre aceste produse. Sper să vă ajute! Să răsfoim și catalogul Kaufland, valabil în perioada 2 octombrie 8 octombrie. Nimic pe prima pagină. Da, îmi place foarte mult ideea celor de la Kaufland de a opri folosirea pungilor în exces. Și faptul că își alocă timp și spațiu să povestească despre acest lucru. Urăsc pungile alea din supermarket, de fiecare dată când iei legume separat, trebuie să le pui în pungă de plastic. Eu, sincer, încerc să le folosesc acele pungi de plastic, dar nu, de cele mai multe ori nu prea pot. Ia să vedem care sunt promoțiile la cardul Kaufland. Asta îmi place, cordon bleu de la Agricola, la 12,79, este o promoție bună. Ia să vedem aici, 4 bare bags la 9,12 lei, iese 2,28 per bere. Nu mi se pare o super promoție, în schimb îmi place asta, cumpăr un gel de duș fa la 250 ml și primești un săpun solid. 8,99 lei, asta este un preț bun și dacă folosești rețelele umede pentru copilași de la Pampers, cumperi două, al treilea îl primești gratuit. Asta mi se pare o idee bună. Ce mai avem pe aici? Nimic interesant. Acum încep. Cantitățile mari la prețuri mici. Săptămâna asta Kaufland are promoția XXL, adică are lucruri mai... pachete mai mari la prețul mai bune. Mi-a plăcut asta de la Rio Mare, tonul, 3 cutii, la 21,29, dar vreau sincer să mă duc să compar prețul cu supermercatul de la Colts, care le aduce din Italia, să văd cum sunt. Ce altceva mai plăcut aici? Pampers, odorizantele pentru vasul de toaletă Duck. Foarte multe produse XXL interesante. Dacă aveți Nescafe Dolce Gusto capsule reîncărcabile, adică expresor cu capsule reîncărcabile, Listerine apă de gură la 1 litru. Asta mi-a plăcut, dar trebuie investigată la fața locului. 20% la reducere la produsele Gliss Gur și dar trebuie să le văd Schwarz of Gliss, trebuie să le văd exact care sunt prețurile ca să vă pot spune dacă e ofertă bună sau nu. Și 25% la Johnson's Baby. Superb, dar care este prețul de precare? Așa în general, pare o idee bună, în particular nu vă pot recomanda. Avem hăinuțe de la Kaufland, o șosețele. Ia să vedem, papucei pentru grădiniță? Da, papucei pentru grădiniță. Ăștia sunt interesanți, ăștia îmi plac. La cât? De la 14 lei. Așa îmi plac mie ofertele astea, de la. Spune, domnule, cât costă, că de-aia scoți dita mai jucărioare. Asta e drăguță, pistă de curse la 55 de lei. Un dinozaur, cortul ăsta, super fain, cortul la 50 de lei, cred că e mititel, dar este o idee foarte bună. Iar pe ultima pagină, ceva interesant, nu mă încântă nimeni, nu mă încântă nimic, poate vă place vouă. Cam asta a fost pentru săptămâna asta cu ofertele. Să-mi spuneți care este oferta care v-a plăcut cel mai mult și dacă mai sunt alte cataloge pe care v-ar place să le includ. Ne revedem cât de curând și nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like și să-mi comentați la videourile pe care le postez, pentru că mă ajută foarte mult. Mulțumesc! Pa, pa!